Enel pleacă din România. Anunțul grupului a fost făcut astăzi. Furnizorul și distribuitorul de energie se va retrage de pe piața românească pe parcursul anului viitor. Compania italiană este cel mai mare investitor privat în domeniul energiei și are 3 milioane de clienți. În primul semestru al acestui an a înregistrat o pierdere de 115 milioane de euro, lucru care a făcut-o să-și reducă investițiile cu 40%. 3 milioane de români sunt în situația de a schimba contractul cu furnizorul de electricitate. Asta după ce Enel a decis să vândă operațiunile din România pentru a-și reduce datoria netă. Enel era un operator în expansiune și am apreciat poziția lor în piață. Se schimbă proprietarul, nu dispare compania. Nu există niciun motiv pentru care vânzarea ar afecta clienții. Ieșirea unei companii nu este o tragedie în sine. Companiile vin și ies. Potrivit informațiilor din presa de profil, activele Enel ar putea fi preluate de către o companie de stat grecească. Este cel puțin un cumpărător interesant și, după cum am scris și noi la Profit.ro, unul dintre ei este compania energetică de stat a Greciei, o companie foarte mare și cu lichidități la îndemână și care are în propria ei strategie de dezvoltare această expansiune pe piețe externe, mai ales pe piețe din regiunea balcanică. Pe partea de distribuție, acolo unde Enel-ul deține 3 companii, cu toate acestea a raportat în primele 6 luni o pierdere de 50 de milioane de euro. În primul semestru din anul precedent, compania reușea un profit de 60 de milioane de euro. Ar trebui să ne facă să ne punem o întrebare dacă nu cumva este ceva în neregulă cu modul în care funcționează la noi regulile în piața de energie. Și la asta m-aș uita în primul rând, dacă aș fi statul român. Este mediul de afaceri din sectorul energiei în România, mai ales în condițiile unei crize energetice, care a dus la niște prețuri foarte mari și asta ar însemna un business foarte profitabil pentru companiile din energie. Este un mediu care să atragă investițiile sau să le alunge? Nu este singura companie din sectorul energetic care a părăsit țara noastră în ultimii ani. În 2020, principalele active românești ale CEZ au fost preluate de către australienii de la Macquarie.